Ziua de astăzi a fost una plină de evenimente rutiere în județul Hunedoara, soldate, din păcate, și cu victime omenești. Astfel, un accident teribil, ce se putea solda cu numeroase victime, a avut loc în plin centrul municipiului Deva, în jurul prânzului. Atunci, un conducător auto de o vârstă destul de înaintată, circulând pe bulevardul Iuliu Maniu, a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauze medicale, a pătruns pe trotuar, a doborât un semn de circulație și a lovit și un stâlp de electricitate de lângă magazinul tineretului, mașina fiind serios avariată. Din fericire, nu erau pietoni în zonă, însă bărbatul de 79 de ani, care era singur în mașină, în ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decedat după mai bine de jumătate de oră de resuscitare, iar polițiștii cercetează cauzele care au dus la producerea acestui teribil accident. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul în vârstă de 79 de ani din municipiul Deva, care conducea un autoturism pe bulevardul Iuliu Maniu, a pierdut controlul asupra direcției de mers din motive posibil medicale și a pătruns pe trotuar, rovind și un stâlp de electricitate. Din păcate, în pofida manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul bărbatului, iar în acest caz polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Ceva mai devreme, un alt accident rutier a avut loc la Hațeg, unde un șofer din Cluj a acroșat cu camionul pe care îl conducea o femeie de 41 de ani din Sălașul de Sus, care a încercat să traverseze strada prin loc nepermis și fără să se asigure. Femeia a fost rănită destul de grav și a fost transportată la spital, iar polițiștii au întocmit și în acest caz dosar de cercetare penală.